Doamnelor și domnilor, stimați copii, bine ați venit la Gala Sportului Nemtean, ediția 2017. Având în vedere că data de 5 decembrie regele Mihai a trecut în neființă și astăzi fiind declarată zi de doliu, vă rugăm să păstrăm un minut de reculegere. Vă mulțumesc. Și pentru că trebuie să respectăm ziua de doliu, ziua națională, am să vă rog să fiți de acord să avem o ședință solemnă, o gală solemnă, fără aplauze. Deci am să vă rog, chiar dacă sportivii merită și trebuie să-i respectăm, astăzi nu vom aplauda pentru rezultatele și pe ce vom prezenta în această gală. Deci, vă repet, vă rog, fără aplauze și vom continua în acest tip de sobrietate, prezentând o legătură între sportul românesc și Casa Regală. Am spicuit câteva din activitățile și din implicarea Casei Regale în sportul românesc, pentru că există o legătură de lungă durată. Casa Regală a României a patronat federații sportive, a înființat stadioane, a încurajat competiții și a răsplătit performanțe sportive. Federația Română de Fotbal a fost înființată în 1909 sub egida regelui Carol I. Sprijinirea și înființarea Federațiilor Sportive Române de Atletism, Oină, Rugby, Handball, Basket au avut o legătură directă cu Casa Regală a României, aceasta având o contribuție benefică în dezvoltarea solidă a societății românești, precum și conectarea ei cu lumea. Carol al II-lea, ca principe moștenitor și, în final, ca rege al României, a fost președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Comitetul Olimpic Român, după cum știți, este reprezentantul Comitetului Internațional Olimpic și care răspunde de participarea sportivilor noștri la Olimpiade. Tatăl său, regele Ferdinand, a fost președintele Federației Societăților de Sport din România, înființată în 1912 și până la moartea sa. Carol al II-lea a ocupat aceeași funcție începând cu anul 1936. În 1937, regele Carol al II-lea transformă Institutul Superior de Educație Fizică în Academia Națională de Educație Fizică. Tot el a aprobat fondurile pentru construirea stadionului ANEF, a Institutului Ziua Sportului și a Educației Fizice și a primit de la Pierre de Coubertin Ordinul Olimpic. Regele Carol I a fost președintele Jockey Clubului din București, înființat în 8 ianuarie 1875. Toți regii români au preluat această funcție, deținută inclusiv de Majestatea sa, regele Mihai. De asemenea, Casa Regală a oferit patronajul Regal Român, una dintre cele mai influente și mai binevenite asociații ale secolului 20, cu un rol important în conectarea României în lumea modernă. Iac Club Român s-a înființat la Constanța în anul 1921, iar în anul 1924 regele Ferdinand a devenit primul comandor al clubului. Reființat după 1989, Iac Club Regal din România îl are din nou comandor pe regele Mihai. Astăzi, Principesa Margareta a oferit în altului patronaj Federației Române de Golf, Fundației Atletismul Românesc și Federației Române de Karate Tradițional și contribuie la participarea în alta performanță a acestor federații. În anul 2012, Casa Regală a României, alături de Ministerul Tineretului și Sportului, au sărbătorit 100 de ani de la înființarea Federației Societăților Sportive.
Numele majestății tale, regele Mihai, este strâns legat de activitatea Federației Române de Poină, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Federația Română de Rugby, Asociația Română de Aeromodelism, Consiliul Național Profesional Științific și Sportiv, Agronomiada, împreună cu Alteța sa, regală Prințele Radu al României, de asemenea, Federația Română de Scrimă, Federația Română de Tir cu Arcul, Federația Română de Badminton și multe alte federații. Sunt 13 federații la care regele Mihai a fost implicat și toate acestea sunt doar o scurtă enumerare a faptelor care amintesc de efortul casei legale a României și în susținerea și promovarea sportului românesc. Stimați invitați, participă alături de noi la această gală din partea instituției prefectului, domnul Vasile Panainte, prefect al județului Neamț. Domnul prefect, dacă vă rugăm. Mi s-a tras atenția scurt, mai scurt decât până ziua asta, mâine nu pot. Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți pentru sportul nemțean și sportul național. Vreau să vă asigur într-o mare măsură că instituția prefectului are tot timpul ușa deschisă către noastră și vreau să vă asigur de toată aprecierea pentru performanța și valoarea și plus valoarea pe care o adăugați noastră prin ceea ce faceți zilnic pentru acest județ. Vă urez succes și în anul care o să vină. Pentru și nu acordat sportului din județul Neamț. Eu vă mulțumesc din suflet. Și pentru că mulțumesc mult. Din partea Consiliului Județean, în numele domnului președinte Ionel Arsenie, este prezent domnul Octavian Văruță. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mă bucur să mă aflu la acest eveniment susținut de Consiliul Județean Neamț, în cadrul căruia oameni dedicați sportului ajung în fața noastră pentru a ne bucura împreună de reușitele lor. Vă felicit în numele președintelui Consiliului Județean Neamț Ionel Arsenie pentru performanțele sportive. Vă doresc să aveți în continuare succese în competițiile la care veți participa și în activitatea pe care o desfășurați. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și vă rugăm să transmiteți domnului președinte acest mulțumire noastră. Tot din partea Consiliului Județean, domnul vicepreședinte Laurențiu Dulamă. Felicit și eu toți antrenorii, în primul rând, sportivii care au adus pentru județul Neamț atâtea medalii în anul 2017. Și vă transmit de asemenea și eu salutul Consiliului Județean și al Consilierilor Județeni care conduc județul Neamț. Vă mulțumesc și succes pentru 2018 și pentru domnul vicepreședinte. În partea primăriei Piatra Neamț, domnul primar Dragoș Chitic. Bună ziua, vă spun și eu tuturor, un moment important în care premiem performanțele sportivilor din județul Neamț. Este un eveniment susținut și de Primăria Piatra Neamț și Consiliul Local și vreau să le mulțumesc colegilor din Consiliul Local pentru acest sprijin. Ați avut în acest an rezultate deosebite și cred că sportivii sunt cei care cu demnitate și cu multă sudoare așează municipiul Piatra Neamț și județul Neamț pe harta țării și România pe harta lumii. Un succes și în 2018 și rezultate cât mai bune. Mulțumim pentru tot efortul pe care îl faceți pentru sprijinul sportului din județul Neamț și din Piatra Neamț. În partea primăriei
Roman, domnul primar Lucian Micu. Bună ziua tuturor! Mă bucur și eu să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră la un moment care reprezintă performanța în sport, acolo unde municipiul Roman investește de ani buni și ne bucurăm că reușim să punem Romanul, județul Neamț și chiar România pe harta sportului mondial. Felicit conducerea Direcției Județene de Sport și Tineret pentru această inițiativă anuală de a premia valorile reprezentative ale județului Neamț și vă urez și eu mult succes în continuare. Și noi vă mulțumim pentru ceea ce faceți la Roman și aveți un simbol, un mic simbol pentru recunoștință, mai ales pentru echipa noastră. Era din partea primăriei Târgu Neamț domnul Angeluț, nu mai este? Da. Mulțumesc tare mult pentru invitați și mai avem un invitat care ne-a fost nouă drag de suflet, dar s-a hotărât ca anul acesta să încheie socotelele cu sportul, cu conducerea Clubului Atletic Roman. Domnul Traian Macovei a ieșit la pensie și în semn de mulțumire pentru toată activitatea și tot efortul care l-a depus pentru acest club, care l-a practic l-a reclădit și l-a transformat într-un club de performanță și ne reprezintă cu cinste în competițiile interne și internaționale, reprezintă județul Neamț. Aș vrea să-i înmânez un mic trofeu, un semn de recunoștință pentru întreaga sa activitate. Domnul profesor Traian Macovei. Dragii mei, la sfârșit de mandat, având în vedere că sunt 41 și 2 de ani de muncă, vă pot spune un singur lucru. Dumneavoastră, sportivilor și antrenori, sunteți niște martiri. De ce spun asta? O spun foarte simplu. Cu un buget de 0,027% din PIB, dumneavoastră realizați niște performanțe deosebite, datorită cui antrenorilor, abnegației dumneavoastră, susținătorilor numit aici familia și dacă în continuare am încredere în dumneavoastră, este faptul că cei cu suflet mare, începând de la conducerea primăriei, conducerea Consiliului Județean al Prefecturii, vă acordă sprijinul și totodată încredere. Vă urez în 2018 plin de bucurii și la mulți ani. Și noi vă mulțumim și vă rugăm să fiți alături de sport în continuare, măcar cu sufletul și cu sfaturile dumneavoastră. Sănătate multă și pensie cât mai lungă. Stimați invitați, intrăm deja în Gala Sportului Județean și anul acesta am făcut o mică schimbare în, așa zis, în scenariul prezentării și vom începe cu cel mai bun rezultat al județului Neamț și evident cu sportivul anului din județul Neamț, respectiv Grăbinoiu Andreea, canotaj cu antrenor Gavin Valentin. Am să rog pe domnul Tarnian Măruță să ne ajute la înmânarea premiilor, premiile vinde din partea Consiliului Județean și pentru cel mai bun sportiv. Și cel mai bun antrenor. Și având în vedere că rezultatul este aur la campionatul mondial de canotaj, Andreea, te rugăm să ne spui câteva cuvinte. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la rezultatul meu din anul 2017 și nu numai. Și nu în ultimul rând mulțumesc domnului director Valentin Gabriel, care întotdeauna a fost alături de mine. Mulțumesc! Noi vă mulțumim
și în partea clubului. Vă mulțumesc din partea clubului sportiv Ceaclău, primăriei, Consiliul Local pentru fondurile alocate, Consiliului Județean. Sperăm să fiți în continuare alături. Va urma niște concursuri importante pentru județul Neamț, la nivel internațional și național. Sperăm să treceți cu bine și de aceste cupuri. Pentru noi, mult respect și onoare case regale, de asemenea și Federația Română de Canotaj, era inclus în aceste multe federații pe care e Casa Regală de susținea. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim și pentru succes în noul an 2018 și pregătirea pentru Olimpiada din 2020. Vrem să ne vedem acolo la tot. Continuăm cu probe olimpice. Andron Monica, antrenor Valeria Cătescu, tot canotaj, aur la campionatul european de canotaj junior, bronz la campionatul mondial de canotaj junior. Nu este nimeni, dacă? Nu? Tot canotaj, rusul Alexandra, antrenor Dinu Cornelia. Aur la campionatul european de canotaj junior 1. Nu este? Tot canotaj, Pal Laura cu antrenor Băliciu Petre. Campionatul Balcanii de canotaj. Ieri au avut gala la lot, am crezut că le dă drumul să vină 2013. Ieri, data de 13, a fost prezența acolo la premierea Federației de Canotaj și am rugat să se prezinte și la noi. Din păcate, n-au reușit să ajungă. Ne pare rău să vedem cele mai bune valori ale canotajului din județul Neamț. Dar, continuăm. Un atletism. Buriană Lenuța, antrenor Cojocaru Dan, de la Clubul Sportiv Ceaclău, Piatra Neamț. Locul 4 la Campionatul Balcanii de Atletism Senior, locul 5 la Campionatul European din Spania, la aruncarea de uități. Locul 6 la Cupa Europei, la aruncarea de uități, la aruncarea de uități. Și dacă tot vorbim de același antrenor, permiteți să chem și pe țigănașul Ioana Diana. Diana, ești aici? Bravo! Aurul la Campionatul Balcanii de Juniori la Bist, argint la Campionatul Balcanii de Juniori 2 la aruncarea greutății, bronz la Campionatul Balcanii de Juniori la Bist, record național de sală. Felicitări! Mulțumit! Felicitări! Vă mulțumim! 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 2017 a adus un rezultat extraordinar, tot pentru atletismul din Piatra Neamț. Bordeanu Irina, antrenor Iulia Negru-Olteanu, aur cu echipa României la Campionatul Mondial de Alergare Montană Junioare. Junioare 1. Felicitări! Iulia? De asemenea, argint la Campionatul European de Alergare Montană Junior 2 din Slovacia, argint la Campionatul Balcanii de Alergare Montană din Bulgaria. Felicitări! Un rezultat deosebit. Puteți spune de sperat, e surpriza, cel puțin, acestei serii de a Galei 2017. Felicitări și mult succes în continuare! Continuăm tot cu atletism. Tache Alexandru, antrenor Georgescu Fernando, Clubul Atletic Roman, aur la Campionatul Balcanii de Atletism Junior 1 la titlul Sau. Nu sunt? Sunt la lor. Atunci rămâneți pentru Dan, Elena Violeta, acelui antrenor Georgescu Fernando. Sportivii cei buni, cei mai buni sunt la lor. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă că cei mai buni sunt la pregătire și în această perioadă a lunii decembrie. Practic, de pe 20 loturile intră în vacanță până pe 5 și ne pare rău că nu sunt alături de noi. Tot era Clubul Atletic Roman, Gorgoș, Gabriela,
antrenor Arsenie Dumitru. Bronz la campionatul Balcanii Junior 2, aur la campionatul Balcanii Junior 1, argint la campionatul Balcanii Junior 1, în Turcia în luna octombrie. Lupte libere! Și tot de la Roman, de la Liceul Program Sportiv Roman, Căuș Gabriel, antrenor Emil Emilian Florel. Bronz la campionatul Balcanii de Junior 2, aruncarea ciocanului, locul 5 la campionatul mondial de Junior 2, tot aruncarea ciocanului în Kenya. Felicitări! Felicitări și mult succes mai departe! Am terminat cu secțiunea sporturi olimpice, continuăm cu sporturi de echipă. 2017, cred că pentru unii nu este o noutate sau o surpriză, echipa CSM Roman a continuat parcursul european, a participat în cupele HF, a dat sportiv la locul național și chiar dacă rezultatul de la echipa națională ne-a mântit un pic sau ne-a întristat, pentru că nu meritam să părăsim campionatul mondial. Obana Maria, de la CSM Roman, singura jucătoare de la participantă la ediția 2017 a campionatului mondial de handbal feminin și antrenoarea echipei CSM Roman, Carmen Stoleru. Nu sunt, domnul director? Ana Maria s-a întors? Iubeana s-a întors? Nu. Avea lumii care vine de la urmă. Felicitări pentru ceea ce face. Felicitări și domnul primar pentru susținerea echipei, o echipă care a rămas spaniolul județul Neamț. În atât în național, dar și internațional. Toți orfe o să fiu. Mulțumim tare mult. Continuăm tot cu echipe. Liceul cu program sportiv Roman, echipa de oină, clasă 9-12, campioană națională de oină la Sibiu în luna mai. Capitanul de echipă, Roca Sebastian Cosmin, iar antrenor Popa Ioan. Domnul antrenor nu este? Felicitări pentru că transmiteți la toată echipa, felicitări pentru sportul național pe care îl reprezentați cu cinste. Și tot la echipe, liceul cu program sportiv din Piatra Neamț, echipa de handbal clasă 5-8, capitanul de echipă Florea Robert, antrenorul echipei Cava Răzvan și Cava Adrian. Argint la finala claselor 5-8, finala națională, din mai de la Buzău. Felicitări! Acestea au fost rezultatele deosebite ale echipelor din județul Neamț și dacă sportivii pe care i-ați văzut, au contribuit la palmaresul județului Neamț, au contribuit și la palmaresul cluburilor de unde provin. În clasamentul cluburilor, cel mai bun club sportiv a județului Neamț pentru anul 2017, clubul sportiv ce-a clubul Piatra Neamț, director Valentin Gamlin. Mulțumesc colegilor de la Clubul Sportiv Ceaclău. Ar fi și onoare să-i mai nominalizez, dar dumneavoastră știți, este și o zi mai deosebită, nu mă mai întind prea mult. Vă mulțumesc, dragi colegi sportivi și toți cei care au contribuit la performanța Clubului Sportiv Ceaclău, atât în, la naționale, să zicem în țară, cât și la internațional.
în momentul în care ai două fete campioane mondiale, sunt cei mai buni copii din lume, sunt copiii noștri aici la Piatra Neamț. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, vă dorim succes și nu uitați că avem speranțe mari pentru Olimpiada din 2020, la dumneavoastră și la Roma. Cea mai bună unitate sportivă școlară a fost desemnată liceul cu program sportiv Piatra Neamț, director Ovidiu Țocă. Mulțumesc frumos! Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei de la liceul program sportiv care au depus niște eforturi deosebit de anul acesta și copiilor din cadrul unității noastre și respectând solemnitatea momentului, aș vrea totuși să mulțumesc Consiliului Județean, Primăriei Piatra Neamț, domnului primar Chitic, Consiliului Local Piatra Neamț, Direcției Județene pentru Tineret și Sport, tuturor partenerilor care au făcut posibile prin susținerea și sprijinul pe care ne l-au acordat obținerea acestor performanțe. Vă mulțumim! Și un an bun în continuare! Vă mulțumim și vă dorim mult succes și cât mai multe rezultate deosebite pentru sportul din județul Neamț. Am terminat și cu sporturile pe echipe și cele mai bune premii. Trecem la ramura neolimpică. La sportul neolimpic începem cu Praga Amatorismul. Sportul meu de suflet, Maxim Mihaela, aur la campionatul Balcanii de radioamatorism din Macedonia. 4 medalii de bronz la campionatul mondial din Ungaria și argint la europene tot din Macedonia. Un rezultat deosebit, un palmares. Din păcate, este tot plecat, a venit mama să preia acest antrenor. Gheorghe Pais a spus semnat. Și tot de la radioamatorist, Lucian Cojocanu, aur cu echipa la campionatul balcanic, argint cu echipa la europene și bronz cu echipa la mondiale. Felicitări, Lucian. Tot radioamatorist, m-am făcut tot susemnat. Continuăm cu Clubul Sportiv Rolin Piatra Neamț, Balcan Bogdan, antrenor Ștefănescu Ionuț, aur cu minte individual senior, campionatul mondial din Irlanda. Balcan Bogdan, la lor. De la Clubul Sportiv Ceahlăul Karate Tradițional, Cuțupan Eliza, antrenor Paul Pintilie, bronz la Campionatul Mondial de Karate Tradițional cu minte individual, bronz la Campionatul Mondial de Karate Tradițional cadeți echipe. Paul Pintilie. Și având în vedere că domnul Paul Pintilie are mai mulți sportivi la această premiere, am să rog să rămână cu toată echipa aici. Și voi continua cu Șerban Coria, bronz la Campionatul Mondial de Karate Tradițional echipe. Gratez. Aparaschive Gabriela. Examen. Vodă Paul. Este? A, este. Și Bărbătarul Mișan Mignea cu antrenorul Bunghez Cătălin. Bună ziua! În calitate de sportiv, antrenor și consilier local, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră sportivilor, antrenorilor și susținătorilor dumneavoastră pentru efortul depus. Vreau de asemenea să mulțumesc primăriei Piatra Neamț și Consiliului Județean și să sperăm că anul viitor vom avea rezultate și vom putea aplauda din toată inima.
Vă doresc un an bucur, cu multă sănătate și multe realizări. Vă mulțumim, vă dorim mult succes. Vă mulțumim. Pentru prima dată în Gala Sportului Nemtean avem un sport nou, un rezultat deosebit. Aurul la campionatul mediteranean de dans pe echipe, prima medală câștigată vreodată de Naționala României, Gabriel Pascaro, de la Clubul Sportiv Cadaloaie Piatra Neamț. Continuăm cu trupa de dans ritmic Piatra Neamț. Teodora Ana Maria Tănase, căpitanul echipei și antrenor Elena Corfă. Campion balcanici la Femisport în octombrie și mult succes le dorim. La echivestră, Banciu Brândușa, argint la campionatele balcanice la proba de anduranță. Felicitări și mult succes în continuare. Prima dată când le vedem pe podium și îmi dorim mult succes, le vedem cât mai des aici. Nu-ți contează. Mult succes! Am terminat cu sporturile neolimpice. Ultima categorie la care vom premia sunt premiile speciale și vom începe cu domnul Vornicu Cristian, managerul echipei de futsal Ceahlău Piatra Neamț și al naționalei de futsal, calificată la turneul final al campionatului european în Slovenia din ianuarie 2018. Felicitări și mult succes! Vă ținem pumnii! Sper să veniți cu rezultatul deosebit de acolo. Tot un premiu special pentru Clubul Sportiv Virgința Ghereiești la Oile, antrenor Chifan Ioan, capitanul de echipă, Plaș Emanuel. Aur la campionatul național de foină, pe plajă, aur la campionatul național de sală. Locul 2.
deosebite, atât la internațional în România, la 200 brați, 100 brați, 400 mici, 200 mici. Mulțumesc Direcției de Sport și Consiliului pentru recunoașterea meritelor de anul acesta. Mulțumesc antrenorului care mi-a stat și tată, Zaharia Adrian. Mulțumesc părinților, sponsorilor și echipe de mate pentru susținere. Vă urez sărbători fericite și un an de realizare. Mulțumim pentru invitație, succes în continuare cu sportivilor și cât mai bun. Mulțumim și mult succes în continuare. Liceul cu program sportiv Piatra Neamț Volei. Campionatul Mondial Under 21 de volei masculin. Butnarul Andrei cu antrenorii Nica Andrei și Gabriel Rareș. Thank you.
mulțumit pentru șahul de județul Neamț, un sport care de ce în ce are o vindere deosebită asupra copiilor. Domnul Scripcaru George, cu antrenor Grigoraș Popa Gheorghe. Sunt? Da. Joe Petrureș. Domnul primar, felicitări, mai avem, am semnat primile. Avem o echipă de locul 1 la International Drift Grand Prix 2017 și locul 3 la campionatul național de la Constanța, piloții Grigorici, Ilarion, Trifan, Cătălin și Botiș Alin. Un sport nou pentru viața mea, un rezultat deosebit. Vă doresc succes. Știu că premiile sunt mici pentru cheltuielile pe care le faceți, dar... Mulțumim tare mult și multe felicitări. Și încheiem această listă a premiilor speciale, domnul primar cu o echipă deosebită. Avem la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca din Piatra Neamț, echipa de gimnastică care este campioană națională pentru persoane cu dizabilități. Vine un delegat sau vine toată echipa? Vreți să vedeți toată echipa pensionă? Haideți, puteți, hai! Un moment deosebit. Tănase Georgeta, profesoară antrenoare, capitan de echipă, Sargiu Gabriela. Poate mi-a se poate ajuta. Doamna Pova Tănase, Georgeta Tănase, scuzați. Noi este din comandă noastră. Felicitări, doamna profesoară. Și noi vă mulțumim. Și felicitări și vă dorim succes și 9 ani și la cea mai multe participații. Felicitări. Stimați invitați cu această ultimă premiere, gala noastră, Sportul Nemtean 2017, iar și mulțumim tuturor participanților, mulțumim tuturor sportivilor care au reprezentat județul Neamțul, și Piatra Neamțului, și Piatra Neamțului, în competițiile interne și internaționale. Vă dorim mult succes, sănătate, multe și la mulți ani. Domnul primar, mă bucur de tine. Domnule director, felicitări încă o dată tuturor sportivilor și un an 2018, cât mai contătător. Dacă rog și Costel Dățean, un cuvânt de final. Pentru mine, în calitate de consilier președinte, a fost o onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și permiteți-mi să vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce faceți pentru sportul nemțean, pentru sportul din România și să vă asigur de sprijinul președintelui. Sincer să vă spun, mie personal mi-a fost mai mult decât greu să mă abțin să nu-i aplaud pe cei care au fost pe scenă, pentru că știu foarte bine că pe lângă premiile pe care Consiliul Județean Neamț, primăria le-a oferit, și această recunoștință din partea noastră valorează foarte mult. Considerați, dragi campioni, dragi sportivi, că ați fost aplaudați cu adevărat de toată lumea, atât de cei prezenți în sală, cât și de cei care apreciază sportul pe care dumneavoastră îl realizați. Vă mulțumesc! Și permiteți-mi să vă felicit, să vă felicit pentru demersul dumneavoastră. Și sperăm să ne vedem la cât mai multe ediții și să ne mândrim cu ceea ce fac sportivii noștri. Să știți că nu scăpați de noi, nici din Consiliul Județean, nici primăria, vom fi alături dumneavoastră, dar și vom insista să ne sprijiniți activitatea sportivă din județul Neamț și în anul următor și în edițiile următoare. Noi avem un obiectiv să avem cel puțin 12 sportivi la Olimpiada de la Tokyo. Pentru aceasta să se pune mână de la mână toți, pentru a găsi resursele și de a găsi finalitatea să putem fi acolo la înaltă performanță.